Mariana Harjevski activează în domeniul biblioteconomiei de 22 de ani. Această perioadă a dedicat-o integral Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău. Aici a urcat toate treptele ierarhice până la funcția de director general. Suntem o bibliotecă cu o rețea de 27 de filiale, distribuite în toate sectoarele orașului Chișinău, având o agendă destul de încărcată pe tot parcursul anului. Este adevărat că un bibliotecar trebuie să citească toate cărțile din biblioteca în care lucrează? Acesta ar fi bibliotecarul ideal, în care ar trebui să citească absolut totul. Este important să știm, așa cum a zis și Einstein, să știm drumul la bibliotecă, noi să știm unde să găsim biblioteca, dar bineînțeles să facem și o recomandare bună în așa fel încât să-l prindem pe cititor să citească acea carte. În Republica Moldova se discută aproape în fiecare an despre reforma sistemului educației. Bibliotecile fac parte din acest sistem și ce așteptări au bibliotecarii de la noi? Vreau să vă zic că domeniul biblioteconomic a făcut un salt enorm în ultimii ani pe mai multe segmente. Pe de o parte, instituția și-a îmbunătățit imaginea prin noile proiecte care au fost aplicate vis-a-vis de implementarea tehnologiilor, dar și renovarea spațiilor și modul chiar și de achiziția a cărților, că au fost achiziționate și cărți, dar și alte tehnologii. Pe de altă parte, acestea au fost suplinite și prin noul cadru normativ dezvoltat în țară. E vorba aici de legea cu privire la biblioteci, care a amplasat biblioteca într-o altă formulă, dacă aș putea să-i spun așa. Bibliotecile astăzi trebuie să fie deschise pentru oricine și accesul să nu fie îngrădit prin niciun aspect. Bibliotecile trebuie să își doteze intrările pentru persoane cu dizabilități. Colecțiile sale trebuie să fie pentru toți membrii comunității. Se ia în considerare și cei care sunt interesați de domenii, de un domeniu anume, dar și cei care vor să citească cărți într-o anumită limbă. La fel, această lege susține ideea și a faptului că bibliotecile trebuie să fie dotate cu tehnologii, să ofere acces la internet, fiind susținute de administrația publică locală. Și această lege, bineînțeles, ne mobilizează, ne antrenează pe noi ca bibliotecari să fim mai diferiți de cum am fost, pentru că ne stipulează anumite criterii spre care noi trebuie să tindem și să asigurăm calitate serviciilor pe care le prestăm. Aici, la Biblioteca Bogdan Petricei cu HD-ul, nu doar se citește, dar se organizează și foarte multe și diverse evenimente. Cum combinați arta cu lectura? Armonios și incitant, cred eu, pentru utilizatori, pentru că sălile bibliotecilor noastre sunt pline. Organizăm, într-adevăr, de la lansări de carte, care sunt cumva specifice acestor instituții și rămân a fi cele mai atractive activități, dar și organizăm, într-adevăr, vernisaje de pictură sau concerte prin care fie promovăm în sine arta sau, de ce nu, chiar promovăm și personalități care merită a fi cunoscute de către cei care vin nu doar la bibliotecă. Aici descoperim și talente care ulterior le vedem și la televizor sau sunt participanți laureați ai diferitor concursuri naționale sau chiar și internaționale, așa încât aici, cum ziceam, armonios și foarte frumos se îmbină arta cu lectura. Majoritatea dintre noi cred că bibliotecarul este doar un ghid al bibliotecii care ne ajută să găsim cartea dorită. Potrivit celor care activează în sistem, misiunea unui bibliotecar este de fapt mult mai complexă și importantă. Pe lângă cărți avem și alte resurse, pe de o parte. Pe de altă parte sunt noile provocări legate de tehnologii și le avem și pe acestea aici. Așa încât bibliotecarul este altul decât cel care a fost anterior, care era privit mai mult ca o persoană ce
păstrează liniștea în bibliotecă și încearcă să aranjeze la raft cărțile care sunt acolo. Astăzi, biblioteca este mai gălăgioasă, pentru că sunt evenimente, se desfășoară diferite activități. Biblioteca e altfel pentru că avem deja și alte obiecte pe rafturi, pe lângă cărți avem și calculatoare, mai nou, roboți, imprimante 3D. Biblioteca e diferită și prin felul în care ea este astăzi organizată sau aranjată. E mai luminoasă, e mai îmbietoare și face și activitatea bibliotecarului să fie mai interesantă, mai interactivă și mai solicitantă, aș spune eu, deși multe informații, cunoștințe le putem obține și din afara spațiilor bibliotecii și totuși această instituție rămâne una viabilă. O spunem nu noi, doar cei de aici, de pe acest teritoriu, dar o spun și cei din țările dezvoltate. Se construiesc chiar biblioteci noi într-un alt format. Și aceasta e un semnal că bibliotecile sunt mai atractive și pot deveni într-adevăr instituții necesare fiecăruia. Totuși, în condițiile în care gadgeturile devin tot mai performante și captivante, bibliotecarii sunt, metaforic vorbind, avocații cărților. Iar metodele inventate de ei pentru a-i atrage pe cititori la bibliotecă se înnoiesc permanent pentru a fi eficiente. Chiar în această vară pregătim un program foarte interesant și chiar poartă o denumire destul de intrigantă, Provocarea Verii. E un program care promovează și cartea, dar promovăm aici cartea despre știință, cartea care vorbește despre diverse fenomene, despre matematică, astronomie. Desigur, cele care fac parte din această componentă mare acum și care ia mare amploare STEM. Și alături de promovarea acestor cărți, promovăm și tehnologia. Deci cum învățăm calculatorul în vederea, să zicem, utilizării anumitor aplicații să fie acestea utile pentru învățământ. Cum să cunoaștem orașul mai bine, dar utilizând resursele și ale bibliotecii, dar și resursele din internet. Totodată încercăm să creăm și un afiș, de exemplu, pentru cea mai îndrăgită carte. Deci încercăm, într-un fel, să abordăm și tehnologia, dar și noi tehnici, metode de lectură pentru a apropia spre bibliotecă cititorul. Așa încât, iată, acesta este un exemplu elocvent prin care noi înserăm în programele noastre de lectură tehnologia. La fel au loc și întâlniri cu diversi, bineînțeles, scriitori sau oameni resursă, unde pot afla despre cum să-ți elaborezi, creezi un buget propriu sau cum poți înțelege mai bine psihologia copilului și multe alte tematici care devin foarte atractive pentru chișinăuieni, cei care vin la bibliotecile din rețeaua bibliotecii municipale. Deci e un spațiu în care te poți dezvolta și te poți auto-dezvolta. Deși activa cu totul în altă ramură, mama Marianei Hajevski este cea care a îndrumat-o să îmbrățișeze profesia de bibliotecar. Argumentul ei forte a fost că aceasta este o profesie nobilă. Am obținut și burse în străinătate unde am văzut cum funcționează biblioteca și ce înseamnă un bibliotecar modern, așa, și toate astea împreună m-au făcut ca eu să mă găsesc în această profesie, să mă regăsesc și, bineînțeles, să rămân. Fiind alături de colegii de la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul, nu puteam fi altfel decât o persoană care mereu să aducem inovația în domeniu, mereu să fim în căutarea creativității și chiar nebunii și aș numi eu, pentru că aici e cu adevărat un laborator unde toate formele noi de organizare evenimentelor,
metodelor noi de interacțiune cu utilizatorii sunt aplicate aici, așa încât am fost cumva impresionată de ce se întâmplă aici și am rămas din pasiune. Astăzi, în cadrul bibliotecii, se regăsesc colegi care au absolvit diverse facultăți, diverse domenii și aceasta mă face să cred că un matematician sau un filolog sau un contabil poate să se regăsească în bibliotecă pentru că poate să-și demonstreze cunoștințele pe care le-a acumulat în interacțiunea cu utilizatorul, în găsirea anumite informații. Și vreau să vă zic că astăzi la mare căutare sunt cei care absolvesc această specialitate în străinătate pentru că sunt vânați de corporațiile mari care analizează, prelucrează informația și aici cunosc chiar persoane care au absolvit biblioteconomie sau library science, dar sunt angajați și în, la Google, și în Microsoft, și în alte companii care dezvoltă baze de date. Să știi că această instituție îți aduce o nouă inspirație pentru ce va fi mâine, de exemplu, pentru că știi că aici, alături de cărți, te poți inspira și poți fi mai bună pentru ziua de mâine. Are Republica Moldova suficiente biblioteci și bibliotecari profesioniști? Eu cred că sistemul de biblioteci care a fost creat cu mulți ani înainte e unul potrivit pentru orice țară și chiar deseori noi discutăm că această rețea de peste 1300 de biblioteci publice a fost construită în așa fel că în fiecare comunitate, sat, oraș mai mic sau mai mare să dețină o bibliotecă sau chiar o rețea de biblioteci cum e și biblioteca municipală cu mai multe filiale. Acest model de amplasament a bibliotecilor, dar și de funcționare acestuia, e aplicat în diferite țări și îl vedem unul foarte bun. Dar putem vorbi aici deja de o criză, poate, prin care trec bibliotecile noastre, din insuficientă, poate, susținere de a avea cărți actuale sau de a avea spații susținute financiar, deși în ultimii ani au fost făcute investiții enorme prin implicarea autorităților locale, dar și prin diverse proiecte internaționale, unde bibliotecile au reușit într-adevăr să-și actualizeze colecțiile, dar au și reușit să fie dotate cu tehnologii și cu renovări destul de consistente. Fondul de carte al Bibliotecii Municipale BPHD-ul cuprinde peste 1.300.000 de titluri de carte, care pot fi găsite în toate cele 27 de filiale ale acesteia. Avem și carte în limba română și carte, iată ce vedeți aici, o colecție de carte în limba engleză, la fel și carte în limba germană, toate susținute de către fie ambasade sau fie organizații care doresc să ofere drept donație bibliotecii și în ultima perioadă procurăm și noi cărți solicitate de către utilizatori. Bineînțeles că Biblioteca Municipală, purtând numele unui ilustru om de artă și cultură, Bogdan Petrecei cu HD-ul, e onorabil pentru noi să avem în colecțiile noastre cărți publicate de către Bogdan Petrecei cu HD-ul, așa încât aici, iată, avem și istoria critică a românilor, o carte apărută în 1875, și cred eu că e o carte care trebuie să fie într-o instituție precum e cea noastră. La fel avem aici și cartea Contribuții la studiul istoriei românilor, scrisă de Alexandru Boldur. Mai avem și cărți care vin în colecția noastră datorită efortului pe care îl facem noi ca bibliotecari cercetători, aș zice eu, și cercetăm resursele pe care le avem. Și aici, de exemplu, avem Chișinăul în literatură, o carte care s-a bazat pe tot ce se găsește în bibliotecă despre Chișinău și poezie și proză
Aici avem, de exemplu, a fost o cercetare destul de minuțioasă, Chișinăul în bulevard de sau bulevardele, străzile, piețile, parcurile Chișinăului, în care echipa de bibliotecari a cercetat și istoria străzilor, aici având o colaborare foarte fructuoasă cu administrația publică locală, dar și având acces la, chiar inclusiv și la arhive, dar și la colecțiile noastre. Deci încercăm să avem în colecțiile noastre și cărți vechi. Cu istorii tumultoase? Da, dar și cărți, într-adevăr, care noi încercăm să valorificăm istoria trecutului. Zic eu, istorii, cărți tumultoase, mă rog, oricum aș reveni la cărțile lui Bogdan Petrișcei cu HD-ul, dar încerc aici să vă prezint și o carte publicată acum mai recent, dar cred eu care ne reprezintă și toți cei care aduc contribuții literaturii și istoriei noastre. Probabil trebuie să aibă și astfel de cărți prin care noi ne arătăm respectul față de aceste personalități și aici avem și cartea lui Nicolae Dabija, Ochiul al treilea, deci o carte foarte valoroasă. De multe ori aud persoane care spun că cititul unei cărți a devenit un adevărat chin. O abandonează, revin din nou la ea și tot așa de foarte multe ori, însă nu reușesc să o finalizeze. Problema ar fi că nu alegem cărțile care ni se potrivesc? Eu zic că este firesc să ajungi până la pagina 17 sau până la pagina 3 și să te plictisești și să abandonezi acea carte. Înseamnă că nu e cartea ta sau nu ești pregătit pentru a citi o astfel de carte. Nu ai o stare în care poți să citești acea carte. Deci fiecarei cărți, utilizatorul său, cum zicem noi, sau fiecărui utilizator, cartea sa, și aceste sunt două legi pe care le avem noi bibliotecarii. Important e în acest demers de a citi să găsești totuși cartea care te prinde în lectură și cartea de la care poți tu învăța ceva. Noi, bibliotecarii, pur și simplu încercăm să vă propunem cărți bune, cărți care merită a fi citite. Există cărți bune și cărți proaste care nu trebuie citite? Și cum le identificăm? Noi le identificăm tot prin lecturile noastre, știind că acea carte este bună. Mizăm de multe ori și pe recomandările altor scriitori, pe recomandările și avizele editurilor sau ale asociațiilor profesionale care știu cum și care carte trebuie să se regăsească în bibliotecă. Interpretul român Tudor Chiril a scris o scrisoare publică către liceeni în care vine cu următorul îndemn. Citiți, citiți mult, citiți tot ce vă pică în mână. Nu mai ascultați, domnule profesor. Citiți orice, fără discernământ. Nimic nu e mai important ca lectura acum. Apoi, căutați-vă între voi. Vedeți care citiți aceleași lucruri și înhăitați-vă. Numai în haită de oameni deștepți o să reușiți. Sunteți de acord cu aceste afirmații? Da, eu cred că este una din cele mai frumoase pledoarii pe care le-am auzit și le-am citit chiar referitoare la lectură. E adevărat că trebuie să citim și poate aș mai adăuga să citim lecturi profunde, nu doar de suprafață, astfel încât să pătrundem într-adevăr în esența celor scrise. Noi astăzi citim foarte mult, privirea noastră se oprește asupra multor lucruri. Citim astăzi de la tricouri până la, poate, mesaje scurte de pe rețelele de socializare. Și totuși, cred aici, e vorba de cărți, de lecturi aprofundate și de cărți bune. Așa că îl salut pe Tudor Chirilă pentru acest mesaj atât de susținător pentru biblioteci. Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul dezvoltă colaborări importante cu instituții din domeniu de peste hotarele Republicii Moldova, dar cele mai importante colaborări le are cu bibliotecile și partenerii din România. Bibliotecile probabil nici nu ar fi rezistat dacă nu am fi avut colaborări cu alte biblioteci și probabil cel mai onorabil proiect pe care îl avem e cel cu bibliotecile din România. Avem deschise încă după anii 90 biblioteci de carte românească. În acest fel s-a și lansat această colaborare cu bibliotecile de acolo, anume prin donațiile pe care le-am primit.
Astăzi avem Biblioteca Transilvania, Biblioteca Ovidius, Târgu Mureș, Târgoviște, Alba Iulia, Liviu Rebreanu, Maramureș, deci o rețea întreagă de biblioteci de carte românească deschise cu susținerea bibliotecilor din România. Totodată promovăm și proiecte comune, cum ar fi, de exemplu, Bătălia Cărților, un concurs de lectură aplicat și inițiat de către biblioteca din Cluj, dar nouă, fiindu-ne atât de drag acest program, deja, iată, îl aplicăm de 4 ani aici la Biblioteca Municipală. Și, drept urmare, ne împărtășim cu experiența programului de lectură, dar totodată am susținut și un grup de utilizatori, cei mai buni cititori au fost în Cluj, cei de acolo au fost aici. Săptămâna aceasta a avut loc o atestare pentru toți bibliotecarii din Chișinău. Ați fost membru al acestei comisii. Care sunt rezultatele? Pe ce s-a pus accent în cadrul acestui program de evaluare? Exact. Vreau să vă zic că această evaluare are loc anual în Republica Moldova. Un proces spre care fiecare bibliotecar tinde să... De ce? Pentru că își evaluează propriile cunoștințe, dar totodată ține neapărat prin dosarul pe care îl pregătește să spună ce a reușit să facă în ultimii 5 ani. Aici se evaluează și performanța și noile forme, metode pe care le aplică în activitatea pe care o desfășoară, de la un bibliotecar care poate este implicat într-o activitate mai mult tehnică, cum ar fi catalogarea sau indexarea cărților, până la bibliotecari care deja livrează servicii sau programe. Vorbesc aici și, bineînțeles, de bibliotecari tineri abia angajați sau bibliotecari care deja au peste X ani în activație în cadrul bibliotecii. Deci, într-adevăr, reușitele și rezultatele anului acesta ne-a demonstrat faptul că avem bibliotecari bine pregătiți, care au urmat cursuri de perfecționare și au actualizat cunoștințele, dar și competențele, așa încât comisia a fost impresionată de rezultatele pe care le-au obținut. Spre exemplu, am dialogat și cu bibliotecari publici din țară, din Chișinău, dar și cu bibliotecari din bibliotecile școlare. Am fost impresionată de colaborare pe care o au în organizarea diferitor programe de lectură sau am fost impresionată și de modul în care ei transpun cunoștințele obținute în cadrul instruirilor deja în practica de zi cu zi pe care o desfășoară. Directorul Mariana Harjevski și colegele sale de muncă susțin că Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul se manifestă convingător și ca o verigă importantă în promovarea imperativelor educaționale. Scopul primordial al bibliotecilor este să contribuie la formarea cititorului activ, prin cultivarea interesului pentru lectură, anume în aceasta și rezidă noblețea profesiei de bibliotecar.